Doamnelor, domnilor, bună seara! Bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, ne auzim la Radio Brașov și ne vedem pe Mix TV în această seară cu avocatul Dragoș Cojocaru. Un nume de legendă al baroului brașovean, fost decan al baroului două mandate, nu-i așa, domnule Dragoș Cojocaru? Bună seara, bun venit! Bună, bună director seara. Al baroului și... câți ani? 6-7 ani? Deci, practic, vreo 15 ani. Ați fost șef al avocaților din Brașov. Da. Un lucru care atârnă greu în CV-ul dumneavoastră. Dar noi ne întâlnim astăzi cu ceea ce putem numi fostul avocat. Sau avocat ești pe veci. Cum să vă definesc? Nu, undeva pe la mijloc. Aș zice eu că ar fi cea mai bună soluție. Pentru că nici n-aș vrea ca să mă lepăd în termen. Nu vă lepădați de satana, să zic satana. Nici cum, dar și raportat la condițiile în care își desfășoară astăzi un avocat autentic, așa, activitatea, asta m-ar face ca într-adevăr să spun că n-am călcat pe acolo, pe la tribunal niciodată. Și totuși ați călcat până de curând. Până acum câțiva ani, da. Și când ați fost ultima dată la bară? Acum vreo trei ani. Trei ani, dar ce se întâmplă în profesia noastră? Ai voie să profesezi? Nu aveți limită de vârstă, doar... Nu. Deci nu există această limită de vârstă, limita e doar cerul, nu? Și competența. Da, și... Bine, e o anumită limită care nu e determinată într-un text de lege, nu. Spune, dom'le, după 60, nu știu ce, te pensionezi. Poți să-ți continui, dar îți continui în alte condiții. Adică se fac niște forme suplimentare și nu știu ce. Am înțeles, deci ați stat pe baricade până de curând. Da. În acest moment, când nu mai sunteți acolo, nu mai sunteți la bară, cum priviți acest spectacol pe care noi, în fața televizoarelor, aici mă gândesc la postura mea de spectator și de telespectator, noi spunem cam wow, pare circ ce se întâmplă în justiție. V-ați dori să profesați astăzi? În niciun caz. În ruptul capului, nu. Nu. Eu, chiar dacă am să supăr la ora asta pe o serie de colegi care încă mai profesează, că la noi erau distanțe de vârstă, așa, eu totuși nu fac altceva acum decât să-mi exprim ceea ce simt într-adevăr. Spectacolul este că spectacol ați denumit, da, e grotesc. Și am să dau câteva exemple imediat, nu de indivizi. Este total și total inadmisibil să iau un singur aspect. Ca să existe dosare în atenția procuraturii și care să dureze în timp 7 ani, 9 ani, 11 ani, până eventual că se urmărește și sunt și exemple de asta, să perimă. Și gata, au trecut ani și bună deci ziua, se trage nu de timp, spuneți se în această situație. Se trage de timp în mod deliberat la o bună parte. E cel mai rău lucru care se întâmplă în acest moment, că se trage de timp? Nu este cel mai rău. Care e cel mai rău lucru? Cel mai rău lucru este hotărârile care se dau. Care multe dintre ele... Deciziile tribunalelor, ale instanțelor? Ale instanțelor. Pentru că... se simte, cel care este profesionist simte de la distanță că într-o cauză oarecare există o influență certă, care îl pun pe judecător în situații foarte uneori periculoase chiar pentru existența lui. Nu mai vorbim de morala lui, de sistemul de valori. Nu mai vorbim de morala lui, echilibrul... nu mai vorbim de nu știu ce. Ori în condițiile astea, activitatea juridică de care m-ați întrebat duce în spinare, cum să spun, o nemulțumire pe care este creată la nivelul întregii țări. Lumea o vorbește, lumea o boicotează. Nu mai avem încredere, ne temem. Exact. Doamne ferește să ajungi pe acolo, că dreptatea e ca la poarta iadului, lasă orice speranță deoparte. Așa și este. Și eu vă mai pot spune un lucru.
cineva o să mă condamne, poate și din colegi sau nu știu din cine, dar... Colegii cred că mai puțin. Colegii cred că vă invidiază că puteți vorbi despre lucruri pe care ei nu le pot spune. Eu fac o declarație la postul dumneavoastră de televiziune. În tot timpul cât am fost și în funcție, fără îndoială, acolo, n-am primit nici cea mai mică intervenție de la Comitetul Județean, de la Comitetul Orășenesc, de la procuratură sau de nu știu. În hulitele vremuri, influențele nu erau ca astăzi, de fapt. Asta vreți să spuneți. Nici nu se comparau, nici nu aduceau, nu aveau niciun fel de similitudine, absolut niciun fel. Nici măcar secretarul acela de partid, șefilor, nu-și permitea să intervină. Și pentru că acum e drept, condițiile erau total diferite. Era un singur partid, Partidul Comunist, de în sus, de în jos. Partidul era în toată, da, cu avantaje și cu dezavantaje, dar simțiți că în aceste vremuri nu v-ați dori să mai profesați. În niciun caz. În condițiile date. În condițiile date. Și mai spun ceva, să-mi permite să mai spun și asta. Modificarea, revenirea sau așezarea mai degrabă pe anumite trepte mai solide ale justiției este o operă care de acum încolo este foarte, foarte greu de făcut. Foarte greu de realizat. Mi se pare că parcă ar trebui de dărâmat tot și reclădit, pentru că de reparat este aproape foarte greu, pentru că infiltrațiile s-au făcut cam în toate domeniile care răspund de o anumită faptă. E sau nu e? Îl condamnăm sau nu îl condamnăm? Și așa mai departe. Dumnezeule, da. Deci, este foarte greu și apasă pe națiunea noastră, pe poporul nostru, apasă extraordinar de greu, mai apoi se dau și interpretări denaturate. Normal, dacă omul nu cunoaște, omul nu știe, ce să știe cel din Dobrota, de nu știu unde. Așa. Sau de la Topraisar, hai să spunem și alte localități. Bun, deci privind înapoi spre anii mulți în care ați profesat la bară, sunteți melancolic, sunteți blazat, sunteți fericit, sunteți mânios, cum sunteți? Am două stări sufletești distincte. În primul rând, una dintre ele, cea mai bună este că portă niște amintiri foarte frumoase. Deci melancolie frumoasă. Este. Da? Pentru că am avut, în afară de faptul că știam că trebuie să duc o luptă acerbă în instanță. În instanță. Totdeauna am dat un exemplu. Am spus, două divorțuri nu seamănă între ele. Da. Nu seamănă între ele. Oricât s-ar strădui cineva să spună, asta, domnule, divorțul, păi el e bețiv, el nu dă bani în casă, mai trește și cu alta. Să zice. Ea nu e gospodină. Nu vine la timp acasă, dă bani pe rujuri. E panaramă, da. E panaramă și cu tare. Dar îți pui întrebarea în condițiile astea, dacă v-ați căsătorit, nu era oare tot așa? Sau nepotrivirea era de caracter. De caracter și așa mai departe. Deci orice proces îți creează o stare de spirit dacă vrei să te confunzi atunci. Dar trebuie să o faci, poți să fii un bun profesionist, trebuie să fie implicat, sufletește sau trebuie să fie foarte rece de fapt? Că dacă te implici și începi să ții bacul ăla de vine târziu acasă, bacul aia de nu-i gospodină. Situațiile sunt funcție de individ. Eu am să vă spun. Ați apărat oameni pe care... Stările mele sufletești m-au pus de multe ori în situația în situația foarte dificilă, foarte delicată de a încerca să escamotez cumva realitatea și adevărul. Da. Adică mai poți apăra pe unul la care îți vine să-i dai în cap pe măsură ce-i descoperi caracterul, istoria și... Am avut un moment dat am avut o crimă făcută de un student asupra, era în anul 5 colegul meu de facultate, Cazacu. Exact. Amândoi au fost colegii mei de facultate. Și Mihai l-am Cazacu. Apărat eu
Exact, da. L-am apărat eu din prima dumneavoastră, zi. Eu, da. Din prima zi și până în ultima zi, pentru că mi l-au făcut, mi-a făcut cunoștință cu părinții lui, dacă nu mă știu, taică-s-o lucra la telefoane, cred. Mama profesor universitar. Și mama profesor universitar și niște profesori universitari buni prieteni, da, cu mine la ora, și la ora asta, Bobescu, mi-a făcut cunoștință cu mama și așa l-am ajuns să-l apăr eu. Ei bine, lucrurile le-am disecat în toate felurile posibile, pentru că cunoscându-l pe el ca individ, și acum, dacă vreți să mă credeți, părul se face pe mine. Și mie la fel, pentru că am fost implicat emoțional, au fost colegii mei de grup amândoi. Da? O amintire cruntă. Da. Eram în ultima zi înainte de ultimul examen, când s-a răspândit vestea că Mihai a omorât-o pe Dana. Da. Cum poți fi avocatul unui criminal până la urmă? Noi, ca și colegi, ne-am poziționat automat de partea victimei. Și totuși... Victima care greșise. Victima greșise crunt, da. Victima care greșise față de el, pentru că el a surprins-o ducându-se până la Constanța, de unde era ea, de fapt. Și a surprins-o în compania unui marinar. Da. Fără să-i spună, și când s-a întors acasă, a spus că... Deci, omor pasional... Omor pasional. Trebuie cineva să te apere. El a încercat să-și curme și el zilele atunci, a avut, imediat. A avut o încercare neizbutită. Neizbutită. Deci și... ați reușit să fiți doar profesionist fără implicare sufletească sau ați empatizat atunci cu... criminalul până la urmă, că crimele sunt mai corecte? Sunt crime și crime. Sunt astea care au ca obiect, spre exemplu, un furt, o răzbunare, un nu știu ce. Astea și am mai avut și de genul ăsta. Sau chiar nu sadism, sadism de reglări. Da. Da. Dar aici a fost o situație cu totul și cu totul. Poate te întâlnești cu ele în viață și ca profesionist și nu fi profesionist. Asta, iată că dumneavoastră chiar ați fost în situația de a fi colegă. Cu... Noi ne-am revăzut după niște ani și privindu-l, atunci l-am fi omorât noi. E o presiune uriașă să se întâmple așa ceva. Revăzându-l peste ani, am constatat că furia aceea, probabil în momentul în care ne-am dus la înmormântarea colegei noastre la Constanța, cred că fiecare dintre noi am fi dorit răzbunare, am fi dorit sânge, am fi dorit să facă închisoare pe veci. După aceea, totul s-a relativizat în timp. Vedeți, judecat, e foarte greu să... Am scris o carte. Ați scris o carte? Da. Am să vă o aduc. Este sub pecetea păcatului. Asta este inspirată din această total, poveste. Total, absolut. Aveți multe cărți aici și da, m-a tulburat pentru că nu mă așteptam să-mi spuneți acest lucru. N-am știut că ați fost avocatul fostului meu coleg. Da. Aveți multe cărți și, de fapt, o carte e prilejul nostru de întâlnire, nu o discuție privind starea justiției din România, dar e greu să-l ai pe șeful baroului atâția ani, șeful baroului brașovean, fostul șef al avocaților, și să nu-l întreb și de ale justiției. Dragoș Cojocaru scrie. Rică, de fapt, este Dragoș Cojocaru și mi-a plăcut cartea pe care o am acum în față, în mâini, este România meditează, așa se numește, o arătăm și la cameră, e proaspăt apărută, nu este încă lansată, se lansează chiar de ziua drapelului la cercul militar din Brașov, în ciclul de evenimente dedicate acestei zile a drapelului, e un simpozion, e și această carte. Deci, de la această carte pornește discuția noastră. Sunt multe, iată. Și practic îmi spuneați că există un ciclu. Am avut așa România sub hipnoză, România în comă, România în cotro și România meditează din această înșiruire de verbe, da? Deci, epitete, da? Deci sub hipnoză, în comă, în cotro, meditează. Putem presupune că e vorba de o evoluție sau de o involuție? Că prima dată suntem sub hipnoză. Stăm... Se pot presupune mai multe lucruri din acest titlu, cum meditează. Nu dau seama dacă e o evoluție sau o involuție de la hipnoză, comă. Totuși, coma apare stadiul cel mai de jos. Dar dacă asta meditează,
să zicem că aș fi dedicat-o profesorilor. Ce ți-a avut de spus? Nu știu dacă e o categorie fericită în România. Unii spun că avocații dumneavoastră sunt fericiți, că e un front de lucru. Nu este. Eu vă spun care e. Procese sunt multe. Pur adevăr, procese sunt multe, sigur că sunt multe, dar tot extrem. Bine, unele trenează, cum spuneați, 100 de ani. 620 de avocați în Brașov. Da. 620, da. Câți activi efectiv, câți fac bani frumoși? Deci o legendă frumoși. Că se fac bani frumoși. Câțiva frumoși. Fac bani frumoși? 30. 30. Cu indulgență. 30. Cu îngăduință. 30, zic eu. Da. Înseamnă că avem și avocați care mor de foame. Certamente. Sau care au căutat o altă cale de a se descurca în viață, funcționari pe nu știu unde și așa mai departe. Nu-i mai puțin adevărat că... poate nu-i frumos, dar am să spun în general cum stau lucrurile. Nici gradul lor de cultură juridică. Bun, aici ai discuția despre fabricile de diplome și alte cele. Să povestim puțin mai mult despre această carte, unde mi-ați spus că sunt schițe inspirate de viață, pur și simplu. Da, stați și scrieți ce vă inspiră. Mergeți pe stradă, deschideți televizorul, mergeți la un spectacol, vă întâlniți cu foștii colegi din Barou. Ce vă pune pe scris? Viața, întreaga viață care există. Deci o idee poate veni de când. De când mă trezesc, de când mă scol de dimineață și de când intru în raport, în relații cu oamenii, dacă mă urc într-un troleibuz, în troleibuz sunt de la un început indignat, pentru că pe banca aia din față, nu eu, altcineva așa. Stau doi copii de 7 ani și de 9 ani. Și maică-sa e lângă ei acolo. Nu-l scoală pe unul câte vreme alături, în picioare, stă o doamnă în vârstă de 83 de ani. Deci educația deja... Educația e și acolo. Educația începe cu ei. Am scris eu subiectul, mă rog. Acum spuneți-le, aveți privilegiul vârstei până la urmă și al experienței de a putea spune lucrurilor pe nume. Nu mai aveți presiunea aia, aoleu, pe cine supăr. Supărați. Vreți să vă spun un lucru direct și deschis. În cartea asta am fost mai virulent ca în perioadele. Deci este abrigă. De-aia vorbiți așa cu oarește rezerve. Nu cu oarește rezerve, că mi-a spus în cele din urmă, zic mie, la anii mei, ce să-mi facă? Ce să mai întâmple? Și știți că am găsit o replică la un coleg în urmă cu câteva zile. Ce să-ți facă? N-ai văzut că Iliescu este chemat zi de zi. Și sunteți mai tânăr. Am înțeles. Sunt mai tânăr. Ne spune și vârsta. Da. Ne cunoaștem de aproape 81 de ani, dumneavoastră și Rică, scriitorul. V-ați deconspirat acum, spun și eu. Da. Din greșeală. Din greșeală. Da. Deci este o greșeală, da. Deci tot ce auziți nu este adevărat. Și cartea se termină așa frumos. Hai că mai ai de lucru, Rică. Deci așa, să te ții dezvăluiri așa de acum. Să te ții dezvăluiri. Aveți și televiziunea aici în colimator. Ia spuneți-mi, cum vedeți televiziunea zilelor noastre? Sunt două chestiuni care le mai urmăresc. Le mai. Sport, dar nu tot sportul. Să nu spună Sport și Discovery că... sau National Geographic. Nu. Și eu mă refer la posturile naționale. Și numai la asta m-am referit. Pe noi ne iubiți, da? Fără îndoială. Da? Fără îndoială. Da. Da. Da, pentru că este o distanță enormă. Asta e o realitate. Nu vă flatez, nu vreau să vă flatez absolut deloc. Nu știu nimic din treaba asta. Dar în discuția cu dumneavoastră, invitat fiind un cetățean oarecare, iată că și eu astăzi, îmi dați posibilitatea să mă exprim
La toate celelalte posturi care li se ridică o sanare și alea. Unuia sau altuia, unei părți sau alteia, că da, sunt... Intervin. E pe batalioană. Sar, este ceva, vă spun, în piață, dacă mă duc, parcă aud mai rar, avem cireșe cu 16 lei sau cu 14 lei sau cu nu știu cât, decât îi văd cum se ceartă, cum se ciondănesc, ca să nu mai vorbesc de trivialități, să nu mai vorbesc de obscenități care le lansează și sunt tolerate de moderatori. Da. Eu nu știu că când asta, poate dumneavoastră să mă lămuriți pe mine, dar eu să fiu moderator într-o situație de genul ăsta, îi spun, domnule, te rog să părăsești sala. Da. Foarte mult își permite acest lucru, pentru că dacă e circ și nu e pâine, circul are succes mai mare, da. Circul vine din această zonă a trivialității, a conflictului, a Gâlcevei. Proșda mult spunea Lăpușneanu, nu? Și am să vă mai fac o surpriză. Am lucrat și în televiziune. Okay. Și am transmis în televiziune. Și am transmis pe vremea când era Sanda Țăranu și eram la Actualități și era... Tudor Vornicu. Cu ce ocazie, domnul avocat? Cu ce ocazie? Venisem în Ministerul de Externe și n-am acceptat să fiu încadrat la televiziune decât la pagina de politică externă. Acolo transmiteau ceilalți băieți, acolo, dar lucram la asta. Și a fost un campionat mondial la care Țopescu trebuia să se ducă. Ori el, ori Ghițulescu de la radio. Țopescu a venit și m-a rugat pe mine și am acceptat. Și în seara meciului, pentru că era o diferență de fus orar între noi și Mexic, legătura cu asta este un pat, ștersă, zero. De la, și transmiteau un meci în grupa noastră, campionat mondial, nu? Și m-aș făcat, pur și simplu, de pe culoar. Era două noaptea. Tudor Vornicu, cum spusese de peste zi, stai aici, rezervă. Și m-a aruncat într-o cabină. Aici e lux. Așa era o cabină, eu am confundat-o cu... Și ce era, studioul TVR? Da. Am și m-a pus în față și era imaginea, pe, cum se cheamă? V-ați văzut în monitor, da. Nu m-am văzut în monitor, am văzut meciul în monitor. Cehii cu... A, și-a spus, comentează Cojocarule. Cum? Da, m-a închis acolo. Pentru că, de fapt, Dragoș Cojocaru, nu? De la bară, la bară. De cum la spuneam bară, eu în emisiunea Brașoveni, da, pentru Brașoveni, cel mai fotbalist dintre avocați, cel mai avocat dintre fotbaliști. Bă, și nu era exagerat. Și... Sportul a fost unul din pilonii vieții dumneavoastră, fotbalul. Da, este drept, da. Însă fotbalul a produs și alte elemente de marcă. Avocatul fotbalist. Păi cred că aveți niște experiențe. Aveți atâta de scris, apropo, deci Rică, ai mult de lucru. De ce de ziua drapelului România meditează? Care ar fi îndemnul? Am să vă spun un lucru repede într-o... Pe repede înainte, așa. Repede înainte. Sunt câteva chestiuni în educația mea pe care mi-au dat-o părinții la vremea respectivă. Sunt câteva chestiuni peste care eu cred că un om n-are cum să treacă. Sunt sărbătorile religioase. Uh-huh. Nu treci peste ele, dar nu că nu treci. Trebuie să le dai, cuvenitul respect că ăstora sărbătorilor. Sărbători religioase, sărbători personale, ziua de naștere sau nu știu mai ce, după cum și sărbătorile naționale. Credeți dumneavoastră, acum o spun pășleau, credeți dumneavoastră că multă populație din Brașov ăsta știe că luni este ziua drapelului? Nu, de fiecare dată noi facem câte un sondaj mic pe stradă și întrebăm oamenii, știți de ce sunt drapeluri? De ce s-a pus drapelul? Da, e de arborat? Da. Nu, mă rog, ziua drapelului, ziua imnului și așa mai departe, da. Da, de ce l-ați ales pe doctorul Cristian Badea, pe colonelul Cristian Badea să vă prezintă cartea? E o legătură sufletească, e ceva deosebit, iată cum arată afișul, da, ziua drapelului, cartea invitatului meu din această seară.
De ce l-ați ales pe Cristi Badea? Este o mult prea profundă legătură sufletească între noi. E o legătură sufletească, deci. Între noi. Între doctor și avocat, no. Între patriotul și patriotul celălalt, între sufletul no, de poet, da, că da, și domnul doctor Badea este un direct, artist, un suflet sensibil. Fi. Apropo de relația naș și fiin. Da. Părinții dumneavoastră, părinții lui, al lui da. Cristi, au fost naș și mei. Iar este de doamna deci Badea, de doamna Badea. Este directoare la... Valeria Badea, da, da directoarea Valeria, maternității da, Brașovene. Da. Iar el... Doi doctori minunați, doi oameni minunați. Doi oameni minunați. Minunați. Noi suntem în... Nu știu dacă... Deci o legătură de suflet vă e mult, de mult fapt prea puternică. Și... Mult prea puternică, pentru că ne-am desfășurat zilele. Chiar și nopțile. Și nopțile. Da, nopți de petrecere, să presupunem, nu? Deși atunci când e o legătură... Și am să presupun un lucru. La cărțile, la suita aia care a văzut-o acolo, fără de ară, că am apelat și eu și am avut ba pe topolog, ba pe nu știu cine. Așa. Eu îl găsesc pe Cristi Badea, că este un om de profundă cultură. Adevărat. De profundă deci, o alegere cultură. Fericită din toate punctele de vedere. Să invităm pe brașoveni, deci să fie prezenți la această lansare de carte. Luni 26 iunie, Sala de Marmur de la Casa Armate, Cercul Militar Brașov, da. Ora 16. Ora 16, da. Și am reușit și ne povestiți acolo despre România care meditează, ne povestiți dumneavoastră, ne povestește și doctorul Badea. E, doctorul Badea, în primul rând, ca să mă salveze. Ia bisturiu, domnul doctor, și face o analiză. Da. Nu mi-a spus. Și mai am o bucurie personală. Am reușit astăzi și am invitat... Nu e niciun secret, spun și prin intermediul cu ei, a doamnei directoare, care l-am cunoscut până ieri, a doamnei directoare de la Teatru Sicare Sandrescu. Da. Da. Chelbe. Da, mă rog, directoare, e o poveste acolo la teatru. E o poveste că nu mai știi cine e director, mă gândeam acum repede, știți ceva ce eu nu știu și va ajuta doamna Chelbe. Și ea mi-a recomandat pe un actor cu care s-a angajat să vorbească și a și vorbit cu dumnealui, care pe mine poate datorită unui obstări sufletești acum vreo 6-7 ani de zile, m-a marcat enorm ascultând pe acest om, pe acest actor, recitând scrisorile lui Eminescu. A fost o suită de vreo 2 sau 3. Este vorba de? De Custura. George Custura. A fost și colegul nostru o perioadă. A făcut o emisiune. Îl salutăm da. Și da. L-așteptăm în noi colaborări da. Viitoare. Deci, minunat să fim luni acolo eu alături de dumneavoastră. Eu am rămas să vă spun, în viața mea am fost la teatru enorm de multe ori, pentru că am făcut și liceu și facultatea în București. Seară de seară eram acolo, Cal Boreanu și cu Vraca și cu toată lumea. Deci și fotbalist, și artist, și scriitor, și avocat. Sau avocatura e profesia care le înglobează pe toate. Trebuie să fii cam din toate câte puțin să fii un bun avocat. Cineva care ar fi de rea credință, nu e vorba de dumneavoastră, că dumneavoastră din potrivă, ar spune... Din ăsta nu s-a ales nimic, păi nici de aia, nici de aia, nici de aia, ai încercat-o și pe aia și n-a ținut nimic. Dar ați fost un avocat strălucit și iată că acum v-ați pus pe a scris. A fost și șeful de cabinet al ministrului de externe, Corneliu Mănescu. Știm. Da. Noi avem o ediție minunată cu dumneavoastră în seria Brașoveni pentru Brașoveni. Deci sunteți unul dintre oamenii care au adus Brașovului și lumii valoare și onoare. Așa spuneam noi acolo. Este drept. Și bine drept. Spuneam. Și atunci am spus, uite pe doamna Onelia cum exagerează.
Am înțeles. Mulțumesc pentru observație. Vă permiteți, cum spuneam, să spuneți lucrurilor pe nume. Deci România sub hipnoză, România în comă, România încotro, și continuăm cu România meditează, dar seria este mult, mult mai lungă. S-a pus... Două vorbe, că v-am rămas dator. Două vorbe. Da, chiar două. Eu m-am simțit obligat față de oamenii pe care îi cunosc. În jur, ca să nu spun lucrurilor exact așa cum sunt în realitate. Deci v-ați făcut avocatul lor, cum se spune. Exact. Mulțumesc din suflet, doamnelor, domnilor, un invitat special astăzi la Radio Brașov și la Mix TV. Un avocat de poveste, zice că exagerez, dar este de poveste, are o viață minunată. Îl revedem de fiecare dată cu drag. A fost șeful avocaților brașoveni 15 ani. Ce să mai zic? Vă dați seama că are o viață de poveste. Fotbalist, că de la bară la bară a trecut. Și scriitor, România meditează. Cea mai recentă carte, nu ultima, că urmează, Rica ai de lucru, am reținut, așa se termină această carte. O poveste cu Rică, așa îi se spune, așa e dezmierdat Dragoș Cojocaru de prieteni. Rică, ai treabă. Mulțumesc din suflet. Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor.